Prefectul județului Ialomița, Tonița Manea, a înaintat departamentului pentru situații de urgență propunerea pentru carantinarea orașului Țăndărei ca urmare a înregistrării a 4 decese în rândul comunității de romi. În orașul Țăndărei au revenit 800 de cetățeni din Anglia, Spania sau Germania. Foarte mulți dintre ei nu au respectat autoizolarea la domiciliu, astfel că s-au suplimentat măsurile de monitorizare solicitându-se chiar sprijinul armatei. Având în vedere faptul că la nivelul orașului Țăndărei, din cele 5 decese care sunt la nivel de județ, 4 sunt din această comunitate, având în vedere faptul că această comunitate este, sau în această comunitate trăiesc preponderent persoane care sunt de etnie romă, având în vedere că au venit în flux continuu de la începutul perioadei și faptul că, repet, înregistrez acest număr de decese, am dispus o anchetă epidemiologică, în sensul în care toate aceste decese trebuie stabilite dacă au legătură între ele. Raportat la aceasta, am propus astăzi Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să înaintăm Departamentului pentru Situații de Urgență o propunere din care să reiasă că dumnealor ar trebui să fie ca și măsură de carantinare, dar nu în sensul propriu să închidem localitatea, ci măsuri, poate măsuri suplimentare, ca dumnealor să deși n-au înțeles care sunt măsurile pe care ar trebui să le ia, nu au respectat niciun fel de regulă, acum să fie instituite printr-o altă măsură suplimentară, ca să mă exprim așa. Dar acest lucru se va hotărî la nivel de departament pentru situații de urgență și vom primi rezultatul. Propunerea a fost dezbătută în Comitetul Județean, a fost aprobată, că de fapt aceasta este aprobarea la nivel județean, având în vedere situația epidemiologică. Și vom vedea ce măsuri se vor lua. Câți cetățeni au revenit în orașul Țăndărei? Aveți o situație? Iar aș putea să spun că sunt cel puțin 800 la momentul acesta care au revenit de la început până acum și, cum am mai spus, este posibil să mai revină. Plus familiile care sunt aici. Și spuneți că ați dispus și măsuri suplimentare pentru monitorizarea acestora, pentru că aveți date că ei au încălcat această regulă a izolării. Da. Am considerat încă de la început, cunoscând comunitatea, că trebuie să îmi iau măsuri suplimentare acolo. Lucru pe care l-am și făcut. Am dispus ca forțele de ordine să fie într-un număr mai mare în această comunitate, în puncte fixe și patrulare, dar se pare că dumnealor tot nu au respectat aceste condiții, având în vedere situația epidemiologică. Deci nu au respectat nimic din ce li s-a transmis. Pe de altă parte, primarul orașului Țăndărei susține că a aflat din presă despre propunerea prefectului județului. Autoritățile locale spun că situația din Țăndărei nu este similară celei din județul Suceava, însă dacă se va lua măsura carantinării, se vor respecta prevederile legale. De această propunere am aflat, sincer, din presă. Nu am fost contactată, nu mi s-a cerut un punct de vedere. Din presă am aflat că astăzi este ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, în care se va lua această măsură a carantinării orașului Țăndărei. Da, vă dați seama că dacă se ia această decizie, noi ca și autoritate locală vom respecta procedurile, legislația în vigoare, ce țin de, nu știu, normele de care sunt impuse luându-se această decizie. Nu este o situație similară orașului Suceava. Pot să spun din toate datele pe care le am că situația este sub control. Cetățenii au înțeles că este foarte important pentru viața lor să respecte reglementările ordonanței numărul 3. Inclusiv cetățenii de etnie romă la care se face referire,
Avem în acest moment în jur de 320 de persoane izolate la domiciliu. Aceste persoane sunt monitorizate zilnic de forțele de ordine, Poliție Națională, Locală, Jandarmerie. La un moment dat am cerut sprijinul armatei, deci am rugat-o pe doamna prefect să ne acorde acest sprijin, dar din ce punct de vedere? Că tocmai pentru a fi luate absolut toate măsurile, un pic forțele de ordine de aici, din oraș, erau depășite numeric. Pentru că de trei ori trec pe zi, se viziteze pe cei care sunt izolați la domiciliu, se fac notificări pe teren, plus se organizează filtre și sunt și verificați cetățenii care merg prin oraș dacă au acea declarație pe propria răspundere. Doamna prefect a comunicat faptul că o parte din acești cetățeni nu au respectat acele măsuri privind izolarea la domiciliu. Este adevărat și acest aspect, că nu s-a respectat în tocmai, dar este o situație de care vorbesc cumva la trecut. Pentru că în momentul în care au început să apară cazuri, s-au speriat și au început să respecte această măsură. Plus că au fost deja trei persoane care n-au respectat măsura izolării la domiciliu, au fost luate și duse în centrul de carantină. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, s-ar impune carantinarea totală a orașului Țăndărei? Nu știu dacă contează acum punctul meu de vedere. O să fie o decizie pe care vă dați seama că noi o respectăm conform legislației în vigoare. Președintele Consiliului Județean Ialomița susține că din momentul în care cetățenii din Țăndărei nu au respectat măsura izolării, carantinarea orașului este necesară și nu numai, chiar a întregului județ. Din momentul în care nu s-a reușit ca acei cetățeni de la Țăndărei să stea izolați și circulă prin oraș, mai vin și pe la Slobozia și prin localitățile învecinate, cu siguranță cred că trebuie luată o astfel de decizie. Însă din informațiile mele, la ultima ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență, mai mulți colegi primari din zona Țăndărei, comunele din zona Țăndărei, au insistat pentru ca orașul Țăndărei să fie închis, pentru că le creează riscuri mari în celelalte localități, pentru că cetățenii respectivi merg, circulă, se aprovizionează, se duc la tot felul de acțiuni, evenimente în localitățile din jurul Țăndăreiului. Dumneavoastră, în calitate de autoritate județeană, ce măsuri ați întreprins la nivelul județului Ialomița pentru prevenirea și limitarea contaminării cu COVID-19? Păi, la nivelul județului Ialomița, noi am alocat sume pentru spitalele din județ, pentru echipamente și aparatura necesară. Încercăm să găsim soluții de susținere a acestor autorități. Mă surprinde însă că la momentul acesta încă Guvernul României nu a luat nicio decizie cu aceste persoane care sunt nevoite să stea în izolare acasă. Avem situații în care în apropierea expirării termenului de izolare a unor persoane din familie, vine o altă persoană din Europa și se prelungește această carantină, această izolare pentru toată familia încă o dată. Deci eu mă așteptam ca decizia să fi fost luată la nivel de guvern, se alocă sume necesare pentru autoritățile publice locale, prin Consiliul Județean sau direct, cum se dorește. Important este să se aloce aceste sume pentru familiile care sunt izolate acasă și cu siguranță multe dintre ele n-au venituri pentru a se întreține. S-a stabilit ce unitate medicală va prelua cazurile COVID-19 la nivelul județului Ialomița? Este stabilit la acest nivel, la acest moment, la nivelul județului Ialomița, spitalul de la Fetești ca spital suport pentru COVID-19 și aici o surpriză mare. Este stabilit acel spital fără ca Ministerul Sănătății să aloce sume sau să aloce echipamente în aceste momente, dar echipamente și aparatura
medicală necesară. Se dorește ca să se ia de la alte spitale din județ personal medical, echipamente și aparatură, să le mutăm la Fetești. În situația aceasta, afectând celelalte spitale din județ care au ca și, mă rog, o activitate destul de intensă în acest moment, întreținerea stării de sănătate a celorlalți cetățeni, pentru că în județ nu avem numai COVID-19, avem și AVC-uri, avem și situații de infart, avem și accidente, avem și ortopedie, deci avem nevoie de aceste spitale să funcționeze în continuare. Mă așteptam ca Guvernul României, în momentul în care a stabilit o listă cu spitalele suport la nivel național și la nivelul județului Ialomița, în cazul de față spitalul de la Fetești, deja să stabilească și aparatura și echipamentele necesare pe care să le ducem acolo. Pentru că, în caz contrar, noi nu creștem capacitatea județului Ialomița de a gestiona acest COVID prin mutarea unor medici sau unor aparate medicale către spitalul de la Fetești. Noi rămânem exact în aceeași situație. Și mai mult, cazurile grave, ele se tratează la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Așa că, din punctul meu de vedere, aproape la acest moment și în baza ordinului emis de Ministerul Sănătății, prin care se stabilește că orice persoană care ajunge într-un spital public din Ialomița sau din orice județ, trebuie tratată ca fiind purtătoare de COVID. În aceste condiții, toate spitalele devin COVID din județul Ialomița și din România. Așa că mutarea acestor medici, acestor echipamente și aparatură medicală către un spital care nu are absolut nimic la acest moment, nu face să crească capacitatea de intervenție a sistemului de sănătate din județul Ialomița la acest moment. Absolut de rău, ba mai mult, din punctul meu de vedere, perturbă grav celelalte spitale care și așa ele n-au suficienți medici și suficientă aparatură. Nu înțeleg de ce nu s-a luat o decizie serioasă atunci când s-au stabilit spitalele, trebuia să fie foarte clar. 42 de spitale sau câte stabileau ei la nivel național suport pentru COVID, păi aceste 42, în funcție de populația județelor sau de orice alt factor, da, reprezentativ, trebuie să aibă următoarea dotare. Absolut deloc. S-au mulțumit cu afișarea unei liste, emiterea unui ordin și cam atât. Restul vor vedea autoritățile publice locale ce să facă. Păi noi ce putem să facem? Le susținem atât cât ne permite și nouă situația și bugetul. Dar cred că sprijinul ar fi trebuit să fie cel de la nivel de guvern care să spună foarte, foarte clar. Am stabilit spitale, alocăm și sumele și echipamentele și tot ce trebuie. Nu, s-a mulțumit că s-a stabilit o listă și după aceea o vedea cine poate. Domnul președinte, dumneavoastră ați afirmat în repetate rânduri că dacă ar fi depins strict de dumneavoastră, ați fi decis sau ați fi dispus închiderea județului Ialomița. Decideam de foarte mult timp acest lucru și în cazul Țăndărei. La acest moment trebuie să fie oameni responsabili, cu putere de decizie și cu experiență. Faptul că nu s-a făcut acest lucru, din punctul meu de vedere, este total greșit în cazul Țăndărei. Mai avem și o altă localitate la nivel de județ, Bărbulești, care amenință la fel de serios municipiul Urziceni, neluarea unor decizii prompte, chiar dacă se spune că ele se iau gradual, dar avem o experiență europeană din care ar fi trebuit să învățăm înainte să parcurgem noi iarăși toți pașii și să moară nu știu câți cetățeni ca noi să luăm deciziile, probabil va duce ca Ialomița și nu numai, să avem foarte multe, foarte multe decese care, după părerea mea, ar fi putut fi evitate în condițiile în care s-ar fi procedat corect. S-au făcut greșeli de la nivel central, eu pot să cred că și înțeleg că și la nivel european, pentru că nu e normal să aduci în România 200-300 de mii de cetățeni fără să-i testezi, să împrăști în toată România acest virus și după aceea să încerci să-l controlezi. E destul de greu. Eu am spus acum 3 săptămâni că aș fi închis județul. Dacă aveam aparatura necesară să testez cetățenii, probabil asta ar fi trebuit făcut. Stătea toată lumea în casă 15 zile și rezolvam problema. Dar asta trebuia să fie o decizie la nivel național.
Știu că este la Maramureș și un județ care au luat această decizie. Din păcate, la nivel de Ialomița, de gestionarea acestor probleme la acest moment, din punctul meu de vedere, este o catastrofă.